Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre propoziția subordonată circumstanțială de cauză. Lecția este o lecție de predare și se adresează elevilor claselor a 8-a. Vom începe prin a realiza expansiunea complementelor circumstanțiale de cauză din enunțurile de mai jos. Aș vrea întâi să ne reamintim ce înseamnă expansiune. Expansiunea constă în transformarea unei părți de propoziție în propoziție subordonată corespunzătoare ca sens cu păstrarea, mă rog, intactă a sensului. Și avem aici un exemplu. Ei au întârziat din cauza ploii. Din ce cauză au întârziat din cauza ploii? Avem un complement circumstanțial de cauză exprimat prin substantiv comun simplu precedat de locuțiunea prepozițională în cazul genitiv. Iar prin expansiune avem un complement circumstanțial de cauză în cazul genitiv. Prin expansiune, enunțul a devenit astfel. Ei au întârziat din cauza că ploua, avem predicatul au întârziat, ploua, elementul de relație, locuțiunea conjuncțională din cauza că. Din ce cauza au întârziat? Din cauza că ploua. A doua propoziție este propoziție subordonată circumstanțială de cauză, având ca termen regent verbul au întârziat. Realizați contragerea propoziției subordonate în parte de propoziție corespunzătoare cu păstrarea sensului. Să ne reamintim ce înseamnă contragerea. Contragerea constă în transformarea unei părți, unei propoziții, în parte de propoziție corespunzătoare ca sens. Și din cauza că n-a învățat, el n-a reușit. Din cauza că n-a învățat, este propoziția subordonată circumstanțială de cauză introdusă prin locuțiunea conjuncțională subordonatoare din cauza că. El n-a reușit din ce cauză? Din cauza că n-a învățat. Prima propoziție, propoziție subordonată circumstanțială de cauză, propoziție principală. Prin contragere, enunțul devine. Neînvățând, a luat notă mică. Da? Am realizat contragerea. Definiția propoziției subordonate circumstanțiale de cauză. Propoziția subordonată circumstanțială de cauză este cea care joacă rolul unui complement circumstanțial de cauză, arătând cauza care determină acțiunea menționată în propoziția regentă. Ca întrebări, această subordonată răspunde la întrebările din ce cauză, și avem un exemplu, ei sunt ajutați întrucât o duc foarte greu, din ce cauză sunt ajutați întrucât o duc foarte greu, predicat verbal, verb la diateză pasivă, sunt ajutați de către cineva, și aici avem un alt predicat verbal. Sau, o altă întrebare, din ce pricină, din cauza că a început vântul, ne-am întors acasă. Din ce cauză ne-am întors acasă? Din cauza că a început vântul. Trecem mai departe. Propoziția subordonată circumstanțială de cauză determină un verb, copacii au mugurit fiindcă vremea s-a încălzit, au mugurit, din ce cauză au mugurit fiindcă vremea s-a încălzit, verbul au mugurit este verb predicativ, o locuțiune verbală, el și-a adus aminte de noi pentru că a văzut o fotografie, din ce cauză și-a adus aminte de noi pentru că a văzut o fotografie, avem locuțiunea verbală, aș aduce aminte, un verb sau o locuțiune verbală la un mod nepredicativ, plângând, din cauza că a greșit, ne-a indispus pe toți. Din ce cauză plânge? Din cauza că a greșit, determină un verb la un mod nepredicativ. Un adverb, el vorbește șoptit deoarece nu vrea a fi auzit. Șoptit este un adverb, cum vorbește șoptit, din ce cauză vorbește șoptit, deoarece nu vrea a fi auzit. Un adjectiv, echipa a fost victorioasă fiindcă a muncit mult, din ce cauză a fost victorioasă fiindcă a muncit mult, și o interjecție, hai pentru că ți-am promis. Din ce cauză hai pentru că ți-am promis. Bun. Ca elemente de relație sau elemente introductive, putem avea conjuncții subordonatoare, și avem aici mai multe conjuncții subordonatoare, fiindcă, deoarece, căci, întrucât, că, dacă sau de, de cu sensul de dacă.
A întârziat fiindcă n-a venit autobuzul. Din ce cauză a întârziat fiindcă n-a venit autobuzul? Tu te odihnești deoarece ești foarte obosit. Din ce cauză te odihnești deoarece ești foarte obosit? Propoziție subordonată circumstanțială de cauză. Tu te odihnești căci ai muncit mult. Din ce cauză te odihnești deoarece ai muncit mult sau căci ai muncit mult? A fost lăudat de profesor întrucât a rezolvat corect. Din ce cauză a fost lăudat de profesor întrucât a rezolvat corect? Prin că nu i-a spus că n-a vrut. Atenție, avem această virgulă. Din ce cauză nu i-a spus? Din cauză că nu a vrut. Dacă n-a învățat, de aceea n-a luat examenul. Da? Din ce cauză n-a luat examenul? De aceea, adică dacă nu a învățat. Avem subordonată circumstanțială de cauză. De nu ați cunoscut drumul, de aceea v-ați rătăcit. Din ce cauză v-ați rătăcit? De aceea. Sau din ce cauză v-ați rătăcit? Din cauză că nu ați cunoscut drumul. Aceasta este o subordonată circumstanțială de cauză. Continuăm cu elementele de relație sau cu elementele introductive. Pe lângă conjuncții, avem și locuțiuni conjuncționale subordonatoare. Și anume, avem aici mai multe exemple, pentru că, din cauză că, din pricină că, de vreme ce, din moment ce, odată ce. Am ales câteva exemple. A întârziat pentru că n-a venit autobuzul. A întârziat. Din ce cauză a întârziat? Pentru că n-a venit autobuzul. Propoziție subordonată circumstanțială de cauză. El era supărat din cauză că a greșit. Din ce cauză era supărat? Din cauză că a greșit. Avem aici o propoziție subordonată circumstanțială de cauză. Și am ales încă un exemplu dintre aceste locuțiuni. De vreme ce am rezolvat problema, mă pot juca la calculator. Din ce cauză mă pot juca la calculator? Odată ce am rezolvat problema, din moment ce am rezolvat problema, de vreme ce am rezolvat problema. Elementul de relație, atenție, este locuțiunea conjuncțională subordonatoare de vreme ce, care introduce o propoziție subordonată circumstanțială de cauză. Un alt element de relație care poate să introducă propoziția subordonată circumstanțială de cauză poate fi adverbul relativ cu valoare conjuncțională. Atenție că acest adverb relativ nu are funcție sintactică și nu are rol ca parte de propoziție. Cum sau de unde? Cum e activ, merge mult pe jos. Din ce cauză merge mult pe jos? Din cauza că este activ. Sau unde? Unde nu i-am dat atenție, virgulă, s-a supărat. Din ce cauză s-a supărat? Pentru că nu i-am dat atenție. Cele două sunt propoziții, primele sunt propoziții subordonate circumstanțiale de cauză. Să ne reamintim adverbele sau locuțiunile adverbiale corelative pe care voi le-ați învățat, începând cu propozițiile subordonate circumstanțiale. Și anume, aceste adverbe sau locuțiuni adverbiale corelative se găsesc în regenta unei circumstanțiale și au rolul de a marca suplimentar relația dintre cele două propoziții, adică dintr-o propoziție regentă și subordonată sa, clarificând astfel felul propoziției subordonate. Pentru că nu l-a chemat, de aceea nu a venit. Din ce cauză nu a venit? De aceea. Aici avem o locuțiune adverbială corelativă, da? De aceea nu a venit, care ne arată mai clar sensul primei subordonate, care este propoziție subordonată circumstanțială de cauză. Pentru asta ne-am certat, fiindcă m-ai mințit. Din ce cauză ne-am certat pentru asta este adverbul corelativ care ne arată mai clar sensul subordonatei fiindcă m-ai mințit, adică propoziție subordonată circumstanțială de cauză. Odată ce am hotărât ceva, apoi nu mai modificăm programul. Da? Din ce cauză nu mai modificăm? Din apoi, da? Este un adverb corelativ. Adică, din cauza că am hotărât ceva, nu mai modificăm programul. Trecem la topică și punctuație.
Topica propoziției subordonate circumstanțiale de cauză este liberă. Adică această propoziție poate să stea fie în fața propoziției regente, înaintea propoziției regente, fie după aceasta, după termenul regent. Locul ei obișnuit este după propoziția regentă. Existența unui corelativ impune folosirea virgulei între cauzală și regenta sa. Adică, de obicei, atunci când avem un adverb corelativ, ea se desparte prin virgulă. Facem și câteva aplicații. Imediat. Bun. Identificați complementele circumstanțiale de cauză din enunțurile următoare și faceți expansiunea acestora. Obosind s-a culcat. Da? Obosind este un complement circumstanțial de cauză. Din ce cauză s-a culcat? Din cauză că a obosit. Iar prin expansiune, enunțul devine astfel. Din cauză că a obosit s-a culcat. Din ce cauză s-a culcat? Din cauză că a obosit. Avem prima propoziție, propoziție subordonată circumstanțială de cauză, introdusă prin locuțiunea conjuncțională subordonatoare din cauză că, da? Și avem ca element recent verbul s-a culcat. Aștept din greșeală un fișier din calculator. Din ce cauză a șters? Din greșeală. A șters pentru că a greșit un fișier din calculator. Da? Pentru că a greșit, este o subordonată circumstanțială de cauză introdusă prin locuțiunea, prin locuțiunea subordonatoare pentru că, conjuncțională pentru că, da? Și avem ca termen regent verbul aștept. Exercițiul al doilea. Identificați propozițiile circumstanțiale de cauză din frazele de mai jos și arătați ce parte de vorbire determină. Vom împărți textul și a dat seama de adevăr bară 1, fiindcă băiatul se înroșise bară 2, când a fost întrebat bară 3, dacă l-a ajutat pe colegul său bară 4. Bun. Prima propoziție este propoziție principală. Din ce cauză și-a dat seama de adevăr, fiindcă băiatul se înroșise, este propoziție subordonată circumstanțială de cauză. Când s-a înroșit, când a fost întrebat, propoziție subordonată circumstanțială de timp, a fost întrebat, ce a fost întrebat, dacă l-a ajutat pe colegul său, propoziție subordonată completivă directă. Trecem la următoarea. Avem ca predicate este atât de târziu, adică cu sensul de foarte. Să deselectăm acum negru imediat. Bun. N-are rost. Așa. Încercăm elementele de relație, de vreme ce, am să le colorez, de vreme ce este atât de târziu, nu are rost să mai stau. Prima propoziție, de vreme ce este atât de târziu, bară 1, nu are rost să mai stau, bară 2. Propoziția principală, n-are rost să mai stau. Din ce cauză n-are rost să mai stau? De vreme ce este atât de târziu. Prima propoziție, propoziție subordonată circumstanțială de cauză, introdusă prin locuțiunea conjuncțională de vreme ce. Trecem la al doilea enunț. Vom sublinia din nou predicatele. Plec pentru că trebuie să ajung mai repede acasă. Plec. Trebuie. Să ajung. Bun. Elementele de relație avem că și să împărțim textul. Plec bară 1 pentru că trebuie bară 2. Să ajung mai repede acasă, bară 3.
plec, propoziție principală, prima propoziție, din ce cauză plec, pentru că trebuie, este propoziție subordonată circumstanțială de cauză, trebuie să ajung mai repede acasă, este propoziție subiectivă cerută de verbul impersonal trebuie. Vom trece mai departe, mai avem un rând de aplicații. Bun. Exercițiul al treilea. Arătați ce fel de propoziții introduce conjuncția subordonatoare în frazele de mai jos. Bucuria noastră a fost că a venit. Avem predicatele, a fost și a venit, da? Care rămâne predicat. Prima propoziție, având un predicat nominal incomplet, este propoziție subordonată predicativă. Bun. A doua propoziție, a fost bine, predicat nominal, că a venit, și având o expresie verbală impersonală, propoziția că a venit este propoziție subordonată subiectivă. Bun. Am aflat predicat verbal, atât. Bun. Că a venit. Ce am aflat că a venit? Această propoziție că a venit este propoziție subordonată completivă directă. Bun. Nu mi-am dat seama că a venit. Avem ca predicat, nu mi-am dat seama, predicat verbal exprimat prin locuțiune verbală, nu mi-am dat seama de ceva. Propoziția aceasta este propoziție subordonată, completivă, indirectă. Hai să punem așa. Primisem vestea că a venit. Care veste? Că a venit. Determinând un substantiv și răspunzând la întrebarea care, subordonata că a venit este propoziție subordonată atributivă. Bun. N-a fost nevoie să așteptăm mai mult că a venit. N-a fost nevoie de ceva, să așteptăm mai mult este subordonată completivă indirectă. Să așteptăm mai mult, din ce cauză să așteptăm? Pentru că a venit este propoziție subordonată circumstanțială de cauză. Nu, aici e atributivă. Trebuia să... Acolo era atributivă. Și aici nu am mai vrut să scrie. Atributivă. Bun. Și aici avem o subordonată circumstanțială de cauză. Bun. Trecem la ultimele aplicații. Identificați felul propozițiilor subordonate introduse prin conjuncția, prin adverbul relativ cu. Cum a sosit, s-a culcat. S-a culcat este predicat verbal, a sosit predicat verbal. Îndată ce a sosit, s-a culcat. Prima propoziție este propoziție subordonată circumstanțială de tip. Când s-a culcat, în data ce a sosit. Cum n-a făcut exercițiul, a luat notă mică. A luat notă mică este propoziția principală. Din ce cauză a luat notă mică? Din cauza că nu a făcut exercițiul. Prima propoziție este subordonată circumstanțială de cauză. Cum a învățat? Așa a răspuns. Vedeți că aici avem o propoziția principală, adverbul corelativ, așa, a răspuns, cum a răspuns așa, cum așa, cum a învățat. Avem prima propoziție, este propoziție subordonată circumstanțială de mod. A aflat cum s-au întâlnit colegii lui în parc. Prima propoziție a aflat principală, ce a aflat cum s-au întâlnit colegii lui în parc este propoziție subordonată completivă directă. Cum nu-i păsa de nume, nu învăța deloc. Avem propoziția principală, nu învăța deloc, introdusă prin adverbul relativ cum,
nu învăța deloc din ce cauză, din cauza că nu-i păsa de nimeni. Și atunci, prima propoziție este propoziție subordonată circumstanțială de cauză. A organizat o petrecere cum n-am mai văzut. Prima propoziție, a organizat o petrecere, este propoziție principală. Ce fel de petrecere, cum n-am mai văzut, atenție, determină un substantiv, întrebarea ce fel de sau care petrecere. Propoziția care răspunde la această întrebare, adică cum n-am mai văzut, este o propoziție subordonată atributivă. M-am gândit cum să rezolv problema, predicatele m-am gândit să rezolv, cum elementul de relație, m-am gândit la ceva. Propoziția cum să rezolv problema este o propoziție subordonată completivă indirectă. Cum lua numai note mici, nu dădea carnetul profesorului. Avem predicatele lua și nu dădea, elementul de relație, adverbul relativ cum, nu dădea carnetul profesorului, din ce cauză? Din cauză că lua. Aceasta a fost lecția de astăzi, sper că ceea ce v-am prezentat să vă fie de folos. Vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!